Producătorii au început să scoată pe piață și mezeluri speciale pentru copii. Prin ce sunt diferite acestea de cele obișnuite și cât de sănătoase sunt, aflăm acum la rubrica Superhrană. Bine v-am regăsit la Superhrana, ghidul dumneavoastră de cultură alimentară, pentru că da, mânca sănătos și gustos este un act de cultură și actul de cultură ar trebui să aplice și copiilor. Pentru a discuta despre mezelurile pentru copii, l-am invitat alături de noi pe domnul Florin Lupu, director general Perutnina România. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Cum alegem un mezel de calitate pe care să-l dăm copiilor? La ce ne uităm? Cred că cel mai important este să citim eticheta. Și nu numai să citim, ci să putem compara un produs cu altul și în momentul când o citim să înțelegem ce scrie pe ea. Lucrul cel mai important este să trebuie să știm că pe etichetă ingredientele sunt scrise în ordine descrescătoare, în ponderea pe care o au. Deci într-un mezel, dacă primul lucru nu scrie carne de ceva, pui, porc, vită, avem un semn de întrebare mare. După care trebuie să ne uităm la procentul de carne. Dacă discutăm de un preparat, în cazul nostru, creme brulee sau orice altceva, trebuie să ne uităm la procentul de carne. E cel mai important. Și să fie carne, într-adevăr, nu carne de soată mecanică. Ok. Există mezeluri, să zicem, pentru copii? Adică producătorii s-au dus către această nișă, încearcă să agațe, să zicem așa, părinții sau chiar și copiii la raft cu mezeluri speciale pentru copii? Da, este un trend. Trebuie să vă spun, de exemplu, că în cadrul companiei am dezvoltat împreună cu echipa mea o categorie dedicată copiilor. Gama se numește Pepe. Din două nevoi. Una, din nevoie de consumator, pentru că nu aveam ce să aleg pentru familia mea și pentru copilul meu. Sunt tată și sunt interesat să văd ce îi ofer copilului. Am prieteni, am familie. E important să mâncăm cât mai bine, dacă se poate. Și doi, am văzut o nișă, faptul că, într-adevăr, nu există o piață atât de dezvoltată. E doar în România sau e la nivelul, să zicem, Uniunii Europene? Inițial a fost doar pe România, pentru că e proiectul companiei și echipei din România. Ulterior l-am dezvoltat, pentru că a avut succes și are succes, l-am dezvoltat la nivel european. Deci, practic, proiectul a pornit în România și s-a dus către țările mai dezvoltate și mai exact. Cu o economie mai puternică și cu putere de cumpărare mai mare. Care e diferența între un mezel pentru copii și un mezel, să zicem, normal. Adică, ok, în primul rând ce schimbați în compoziție? Materia primă este mult mai atent selecționată. Asta este lucru de bază, să spunem așa. Avantajul companiei noastre este că noi avem totul integrat. Unul din sloganele noastre se numește de pe câmp pe masă. Adică noi avem fermele noastre, avem abatorul nostru, avem fabrica noastră. Aici de mezel, în România, nu? În Slovenia. Și practic controlăm tot. Da? Nu luăm materie primă. Asta e cel mai important lucru. Ce bagi? Ce are ca ingredient acel produs. Al doilea, am încercat să-l facem fără coloranți, să-l facem fără gluten. Am redus de vreo 6 luni de zile procentul de sare, pentru că e o problemă cu cantitatea de sare pe care o găsim în alimentație. Și mai ales copiii sunt sensibili la exact. Acest lucru. Nu avem monoglutamat de sodiu, care îți dă o creștere, un apetit, o poftă mai mare, îl face mai delicios produsul, să spunem așa. Și în ultimul rând am încercat să găsim o cale de a-l face cât mai atractiv și pentru copil, nu numai pentru copil, și pentru părinți, pentru familie. L-am făcut fără membrană. Avem creme brulee de pui, care au 82% carne și nu altceva, și sunt fără membrană. Pentru copil, carne de pui, carne de porc, carne de vită? Cred că are nevoie, până la urmă, de un complex de toate. Ideea este, trebuie să fim atenți în ce cantitate dăm și care sunt... Reticența e, în primul rând, la carnea de porc. Dar cu siguranță că este mult mai ok să dai un pui sau să dai un curcan, pentru că avem și de curcan, de exemplu. Uh-huh. Da? Asta înseamnă că, iarăși, de exemplu, produsele noastre nu conțin... Pentru copii, gama asta de copii, nu conțin carne de porc, nu conțin slănină, nu conține emulsie de șoric. Practic le-am făcut... Care pentru copil ar însemna o greutate la digestie, nu? Deși nutritiv s-ar putea să fie valoroase ingredientele respective. Exact. Noi am creat o gamă pentru copii, pentru noi, pentru familia noastră, dar suntem bucuroși să vedem că, de fapt, consumatorii cumpără aceste produse pentru copii, pentru că ei se gândesc, știu deja, nu neapărat vorbim de preparate, vorbim de orice altceva, vorbim de ciocolată, vorbim de orice altceva. Orice este pentru copii se înțelege că este mai bun.
Și grija producătorului este mult mai mare. Domnule Lupu, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile utile și interesante pe care le-ați dat. Iar pe dumneavoastră, dragii mei, vă aștept în continuare aici, la Superhrana, la ghidul dumneavoastră de cultură alimentară.